Așa cum am spus, vreau să ne gândim mai departe la întrebarea aceasta ce să facem. Pentru că se pot da răspunsuri simple, dar pe cât de simplu se dau, pe atât de repede se evaporă. De exemplu, dacă avem mașină defectă, nu neapărat trebuie să fie omul mecanic să-și dea părerea și să spună, L -l vezi, știu eu, ceva la motor, la bujie, la câte toate, la baterie. Și omul, așa de repede, spune: Vezi asta? Și poate merge. Și dacă se încearcă și asta, și vine altul cu altă propunere sau acela, și nu merge, și după ce stau, pot să o înconjoare. Vreo jumătate de oră lângă ea, o să vezi că o să încep, încep să tacă. Măi, oare ce are. Nu pornește nici cum. O împingi, nu pleacă. Că nu Așa de simplu, uneori. Petru le-a predicat în fapte 2 și a zis aici, în versetul 38, Pocăiți-vă și fiecare din voi să fie botezat în numele Iisus Hristos. Dar când se produce evenimentul botezului, Zice același, de fapt, despre Pavel, că vă citesc acum, din Romanii 6, dar despre același subiect. Zice aici de la versetul 4. Noi, deci, prin botezul în moartea lui, am fost îngropați împreună cu el. Pentru că după cum Hristos a înviat din morți prin slava Tatălui, tot așa și noi să trăim o viață nouă. În adevăr, dacă ne-am făcut una cu El printr-o moarte asemănătoare cu a Lui, vom fi una cu El printr-o înviere asemănătoare cu a Lui. Știm bine că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu El, pentru ca trupul păcatului să fie dezbrăcat de puterea Lui în așa fel încât să nu mai fie robai păcatului, căci cine a murit de drept este izbăvit de păcat. Acum, dacă am murit împreună cu Hristos, credem că vom și trăi împreună cu El, Pe scurs ar putea spune ce să facem, să trăim ca Isus. Același lucru scrie și Ioan în a doua epistole, a epistolă, a doilea capitol al primei epistole, de la versetul 6. Cine zice că rămâne în el, trebuie să trăiască și el cum a trăit Isus. Noi să trăim ca și Iisus, constată la evangelizare și am predicat ceva pe ideea aceasta. Și unul dintre oamenii aceia ne-a relatat el după ce ne-am întâlnit la o familie unde am servit masa. Când a auzit, a zis, ce spune omul acesta, nu se poate. Nu că n-ar fi frumos, nu că n-ar fi de dorit, dar nu se poate. Acum, se poate sau nu se poate? Cum rămâne? Cum a zis Nicodim sau cum a zis Domnul Iisus? Nicodim a zis, nu se poate. Domnul a zis, nu se poate să intrați în rai dacă nu se poate. Cum se poate să trăim noi ca și Domnul? Vreau în ideea aceasta să ne oprim în Luca nouă. De la versetul 18 scrie aici că într-o zi pe când se ruga Iisus singur de o parte având cu el pe ucenicii lui, le-a pus următoarea întrebare. Hai că suntem și noi retrași din lumea aceasta și discutăm în seara asta, să vedem ce să facem, ce se poate, ce nu se poate. Așa, sincer, gândind, stând la căldură aici în casa Domnului. Cine zic oamenii că sunt eu? Și ucenicii au răspuns foarte exact. Unii zic că ești Ioan Botezătorul. Ce înțelegeau prin Isus cei care ziceau că El este Ioan Botezătorul? Ce a făcut Ioan Botezătorul? El a făcut o reformă religioasă. Predica Evanghelia, oamenii au veneau la el și punctul culminant al reformei era botezul. Oamenii erau botezați. Și deveneau ucenicii lui Ioan. Și unii au crezut despre Domnul Isus, întrucât și ucenicii lui botezau. Ce face Isus? Este ceva asemănător cu ce a făcut Ioan Botezătorul. Predică, oamenii vin la el și se produce o reformă o îmbunătățire a spiritualității. Dacă doar atât credem că a făcut Isus și că doar atât trebuie să facem, să facem o reformă spirituală în viața noastră și să ne botezăm, vom deveni, în cel mai bun caz, buni baptiști. La ei chiar și numele derivă de la această idee, de la botez. O reformă care să fie evidențiată prin botez. Alții aveau o părere altfel nuanțată și ziceau că este Elie sau un alt din cei din vechime. Elie, în mod special, și Elisei, după aceea, s-a evidențiat prin minuni diferite miracole. Și se observă că unii pun accentul, vizând viața Domnului Isus, pe aceste aspecte supranaturale sau mistice. Dacă te vei opri doar la acestea, s-ar putea să devii un bun pentecostal. Dar Isus era mai mult decât atât. De aceea i-a întrebat: Dar voi cine ziceți că sunt? Doar eu am botezător? Doar un proroc? Pentru că dacă nu vom înțelege în mod deplin și real cine este Domnul, știți ce se va produce? Reforma aceea. Ne vom boteza și după câțiva ani o vom lăsa mai ușor. Și vom avea un alt colorit, dar aceeași substanță cu vremea. Dacă vom înțelege că Domnul a avut menirea doar să producă niște miracole, vom trăi niște stări de extaz deosebit în momentul de lor, lor, și o vreme după aceea, dar ne vom liniști cu vremea, ne vom tempera. Cum, sincer să fim, așa se recunoaște că. sau cam temperat unii, nu? Și vizând această stare. Petru a luat cuvântul și a zis: Tu ești Hristosul, fiul lui Dumnezeu. Dar cu ce diferă asta de Ioan Botezătorul sau de unul din proroci? Ca să nu se producă în viața noastră doar o schimbare sau niște efecte de moment, ci să rămână ceva stabil și veșnic. Căci dacă nu vine dădea cineva o comparație ne asemănăm cu o tânără care atât de mult a dorit și ea să se căsătorească. Și le au trecut și să zicem că are vreo aproape 30 de ani. Și într-o zi se produce minunea, se căsătorește o nuntă frumoasă, cum și-a dorit, exact pe ce i-a pus accentul. Și imaginați-vă după nuntă să-i spună soțului, dragă, cât am dorit să mă căsătoresc, uite, nunta a avut loc, uite aici este certificatul de căsătorie, să știi, mă duc la tata și la mama acasă. Să spun la toți vecinii, că eu de acum sunt măritat. Am act, nu mă poate nimeni contrazice. nu e normal, ce ar zice soțul? Dragă, dar noi ne-am căsătorit să trăim împreună. Și Domnul Hristos s-a unit cu noi, nu doar să ne botezăm în numele Lui și să trăim cu El. Și dacă face vreo minune, vrea să producă minuni veșnice care să rămână în noi și să fim cu El o veșnicie. Da. Haideți să privim în ideea aceasta, în versetul 23, ce a zis Domnul Iisus tuturor. Dacă voiește cineva să vină după mine, și vreau să mă opresc la trei gânduri. Prima, primul gând, să se lapede de sine. Dragii mei, când ne pocăim mai întâi de toate, trebuie să acceptăm să ne pierdem independența Repet, să ne pierdem independența. Asta a făcut Domnul când a devenit El Hristos și a pierdut independența. Vă citesc din Filipeni, capitolul 2, unde Pavel descrie această lucrare. 2 cu 7. S-a dezbrăcat de sine însuși. Sinele în viața Mântuitorului n-a însemnat păcate, stări vinovate, s-a dezbrăcat de sine însuși, adică de însăși existența sa, lucrarea sa, slava sa, de tot ce avea, făcându-se rob asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. A venit și scrie repetate rânduri în Evanghelie, n-am venit să fac voia mea, și a pierdut independența. Și a vrut diavolul când l-a ispitit, dacă ești Fiul lui Dumnezeu, de ce tu n-ai putere să dai un decret? Nu mai am dreptul să dau niciun decret, să se facă pâinele astea. Observați și când a făcut minunile și când a mulțit pâinile și la în lui Lazar, se ridica, își ridica mâine spre cer și ridica glasul și spunea, Tată, te rog, fă lucrarea asta. Este cu totul și cu totul deosebit momentul acela de rugăciune din Ghețimani, când a zis, tată, uite, așa-și vrea. A fost om, a trăit ca noi, a fost ispitit ca noi. Așa-și vrea să se treacă de la mine paharul acesta. Totuși, eu am renunțat la independența mea. Uite, pot să ne înțeleagă bine surorile, știți, le spunem noi, spune Biblia, să fie supuse soțului. E chiar așa de ușor? să spui dorința la bărbat dacă vrea să țină cont de ea, dacă nu, nu. Și tu să fii supus. Ți-ai pierdut independența că te-ai măritat. Dar când te pocăiești, mai mult decât asta. Că ai independență în alte probleme. Nu stăpânește bărbatul așa peste tot. Dar când ne pocăim, efectiv ne pierdem independența. Ne rugăm, e recomandabil în fiecare zi, Doamne, facă-se voia ta da, în pe pământ. Ce voia mea, Păi mi-am pierdut independența. Aici este punctul de plecare în pocăință. Hai să vă dau un caz. Fapte nouă. Apostolul Pavel. Mergea mandatat spre Damasc. I-a apărut Domnul Iisus în cale. În acea lumină și scrie de la versetul 6, tremurând și plin de frică, el a zis, Doamne, ce vrei să fac? Școală, te-a zis Domnul, intră în cetate și ți se va spune ce trebuie să faci. Oamenii care în soția au rămas încremeniți, l-au luat de mâini și l-au dus în Damasc. A fost momentul în care Pavel și-a pierdut independența. De aceea a putut să spună mai târziu Galaten 2 cu 20, nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. A vrut să meargă în misiune și el în Asia, în Bitinia, și scrie acolo Duhul lui Iisus, nu i-a dat voie. Când era problema cu vize și acum cu America, am vrem noi să ne ducem, da? Uite, nu, nu, spun viză, nu? Păi, uite, Domnul Iisus și Pavel acolo a vrut să facă asta. Nu-i voie. A avut un țepuș. Doamne, dar te rog, ce? nu poți să faci operația asta? Gata, de trei ori să nu te mai aud despre asta. Asta e, e, ceva greu de tot, dragii mei. Avem gândurile noastre, avem idealurile noastre, atâtea de dorim în viață și bune, Domnul Iisus n-ar fi dorit niciun lucru rău. Dar când a devenit Hristos și a pierdut independența. Gândiți-vă până atunci, comanda peste legiuni de îngeri. Și chiar când a fost la Anagia, am zis noi Ioan 19, a zis, eventual îl pot ruga pe tatăl să dispună el niște legiuni de îngeri să execute, dar eu nu mai am prerogativele astea. Atunci ei au răstignit când ne-am pierdut independența. Când nu mai fac ce vreau, ci fac ce zice Dumnezeu. Atunci nu mai am planurile mele nici în biserică, nici în viață. Și numai dacă vrea Dumnezeu, de aceea zice în cu 4 și chiar în problemele astea pământești. Dacă va voi, domnul, voi care ziceți, vom face așa și așa, stați că nu mai suntem independență. Ne-am pierdut independența atunci când ne-am pocăit. Deci Domnul le-a spus o foarte deschisă, dacă vrea cineva să vină după mine, gata cu libertate. Vreau să ne uităm mai departe aici în Luca 9, că mai sunt două. Scrie mai departe, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Și expresia aceasta vreau să o recitim din Marcu 10, cu ocazia cazul lui tânărul bogat, să vedeți în ce condiții trebuie să ne luăm crucea, pentru că după ce ne-am pierdut independența, mai pierdem ceva. Dreptul de proprietate. Scrie 5 21, Iisus a uitat țintă la el, l-a iubit și a zis, îți lipsește un lucru. Du-te de vinde de tot ce ai de la sărat și vei avea o comoară în cer. Apoi vino, ia-ți și urmează. Știți că Domnul și-a pierdut dreptul de proprietate când a venit pe pământ? Spuneți-mi, vă rog, ce mai avea, la ce mai avea acces din tot ce avea el în cer? Imaginați-vă, dacă ar fi să înțelegem, avea și el biroul lui în cer. Avea nava lui cosmică cu care să umble. Asta zic doar așa ca să înțelegem noi cu mintea noastră, ce are un mare șef. Și când a venit pe pământ, ne-a avut nimic. Și scrie în 2 Corinteni 9 că s-a făcut sărac, a pierdut dreptul de proprietate. Ce aștepta uneori să vină ucenicii cu mâncare, ea fost set, a cerut la o femeie, dacă vă fost să serveze Paștele, cineva a donat sau a pus la dispoziție o cameră, Asta nu înseamnă că nu putem să deținem în cartea funciară câte ceva sau în regim fiscal Funcear. Da, dar nu putem să decidem 100% de ce avem. Asta înseamnă că ne-am pierdut dreptul de proprietate. Scrie neevreii 10 că unii au primit cu bucurie răpirea averilor. Domnul a cerut tânărului bogat să renunțe la dreptul de proprietate. N-a putut să o facă. De aceea nici nu l-a putut urma. Dumnezeu ne cere să sacrificăm din timpul nostru, să dăm din avutul nostru pentru lucrarea sa, pentru săraci să administrezi cu înțelepciune ca să ai să dai. Biblia spune să muncești, FSM 4, să ai să dai și la altul. S-a citit de cei din fapte 2. Că și-au împărțit averile. Au înțeles că s-au pierdut dreptul de proprietate? Uite că au înțeles. Nu e ușor asta, deloc. Luați-i la un copil mic, numai jucăriile lui. luați ce are el acolo. Că le pune într-o plăsuță cu haine cu tot câte are. Dar așa ține la dreptul de proprietate. Uitați-vă la cât de un om care este în vârstă, știu eu, îl întreține oricine când mare de trăit. Dar dreptul de proprietate e legat și unii s-au certat de la pământ, de la pădure, de la... Repet, e normal să-ți cauți drepturile în condiții normale. Dar trebuie să înțelegi că a Eu știu cât mai ține libertate. Dar dacă într-o zi nu ia și mașinile și case. Nu s-ar putea numai să bine un război și să vedeți cum adună toate microbuzurile și le de la soldați. Și nu până atunci n-a mers la misiune, că ne-a fost drag dreptul de proprietate. Dar când ne-am pocăit, l-am pierdut. Cum se spune despre evrei, că ei nu zic, eu am. Ei spun, la mine se află. Mulțumesc, domnule, la mine se află o casă, un microbus. Dar eu știu cât se află. Că n-am drept de proprietate total, absolut asupra lor. Al Domnului este pământul cu tot ce cuprinde el. Și Domnul Iisus a înțeles asta și a trăit în aceste condiții. Pavel spune Filipeni 4, știu să trăiesc în belșug și în lipsă. Asta e. Unii ori avem mai mult, alteori mai puțin, fără drept de proprietate. Și mai este una. Scrie aici, Fiindcă oricine va voi să-și scape viața, o va pierde, dar oricine își va pierde viața pentru mine, o va mântui. Amintiți-vă de cazul Iov. Independența e bună, averea e bună, dar ultima la care ține omul e viața. Și Hristosul și toți cei care vor să trăiască ca și El, care se întreabă sincer ce să fac, trebuie să accepte să-și piardă și dreptul la viață, uneori. Dar ca ultimă condiție se cere și asta, pentru unii. Domnul Isus a acceptat asta, pentru asta a venit. În sulul cărții este scris Salmul 40, reluare Evrei 10. V-am amintit deja de rugăciunea din mai, dar poate vă gândiți, a, pentru Domnul, normal, dar noi să fim ca El, că asta era ideea de la care am pornit noi, și noi știm teoretic că El este Hristosul. Dar știa Petru ce înseamnă a fi Hristosul când a zis asta? El a zis că Domnul e Hristosul, dar nu știam ce înseamnă a fi Hristosul. De aceea și zis, te ferească Dumnezeu ca Hristosul să înseamnă să mori. Eu vreau ca tu să fii Hristosul, dar altfel, nu așa. Dar a înțeles Petru după aceea? Și a de bine înțeles a înțeles după aceea că Hristosul și urmașii săi își pot pierde și dreptul la viață aici în lumea asta. A spus Domnul Iisus în fața lui Pirat, în părăția mea, nu este din lumea aceasta. Dacă ar fi de aici, m-aș lupta, dar nu avem drept la viață aici. Am fost recent cu fratele Ghițe undeva și într-o situație cineva nu ne-a dat un drept la care noi broiam. Era o chestie minoră. Și Cineva s-a deranjat și fratele spunea, vezi ce slabi suntem uneori. Noi zicem că împărăția noastră e dincolo și că noi ești trebuie să trăim fără drepturi, apropo de ce am spus în seara asta, dar parcă ne deranjăm când nu ne lasă să, să trăim cum vrem, cum știm. Hai să vă citesc din Ioan 21 când a înțeles Petru asta. Nu-i ușor deloc. Noi încă n-am ajuns niciunul pe acolo să știm cum este. Doar ne gândim. Domnul s-a arătat după înviere, au prânzit, Domnul l-a întrebat de trei ori dacă îl iubește și apoi a zis de la versetul 18, și adevărat, adevărat îți spun că atunci când erai tânăr, singur te cingeai și te duceai unde voiai, dar când vei îmbătrâni, vei întinde mâinile și altul te va încinge și te va duce unde nu vei voi. A zis lucrul acesta ca să arate cu ce fel de moarte va proslăvi Petru pe Dumnezeu și după ce a vorbit astfel a zis, vino după mine. Adică dacă vrea cineva să, vină să vine după mine și pierde independența, dreptul proprietate și ultimul drept, că după ce pierzi asta nu mai ce pierde, nu? Dreptul la viață. Vină după mine, dar Doamne, ce cu Ioan? Dacă mă iubești, vină după mine. Au fost frați care au rezistat martirajului, care n-au cedat. Am auzit pe o casetă într-o predică a unui frate despre un copil de 12 ani care a fost bătut crunt să vândă pe cei care au tipărit literatură biblică împreună cu tatăl său. A fost bătut în fața tatălui său și la tată i s-a rupt inima și a zis, spune, ei sunt oameni mari care trebuie să supere, tu ești un copil. Și a zis, nu spun, Dar te umor aceștia. Dar nu pot să spun, este pentru Domnul. Sunt momente înălțătoare care, spune Petru, nu trebuie să ai epistolul capitolul 4. În asemenea situații ai un singur scop, un singur gând te mai poate ține, să-ți încredințezi sufletul ca Domnul pe cruce în mâna credinciosului ziditor și să faci ce este bine. Dar dacă dintre noi vor trebui unii să dea și acest drept, să se lipsească de el, dreptul la viață, poate unii vor ajunge doar în lipsă își vor pierde proprietate, alții doar independența și îi pune Dumnezeu cine știe ce să facă. Dar să ajungi chiar să-și pierzi dreptul la viață. Doamne, învrednic le și întărește -le. Dragii mei, vreau să privim pocăința ca un lucru de fond, nu doar de formă. Să știți că nu-i mare minune nici să te botezi, nu-i mare minune nici să faci o minune, Că unii vor spune în ziua aceea, Matei șapte, Doamne, nu ne-a fost dragi minuni, numai dat asta am umblat. E mare minune să fii cum a fost Domnul Hristos. Să-ți pierzi dreptul la independență și în adunare, atât ai din mare nevoie să lăsăm unul după altul. Și când ți-ai pierdut dreptul la independență, lași pe fratele tău, îți place folosul lui, lași slava să fie a lui. Nu neapărat trebuie să-i impună ideea ta și dacă nu-i cum zici tu, tu boicotezi și nu mai faci și te superi. Dacă ți-ai pierdut dreptul la, proprietate, nu mai faci scandal nici în familie, că au cumpărat altfel de cum au vrut. Și dacă accepti în ultimele instanță să-ți pierzi chiar dreptul la viață, știi că nu mai are diavolul ce să face. A fost momentul în care diavolul a scăpat pe Hristosul din mâini. Să treacă prin groapă și apoi să se înalți în slavă biruitor, care a renunțat chiar la dreptul la viață. Și acum hai să ne gândim puțin în final. Independență? Da, așa mare independență avem noi. De deci e așa greu să renunțăm la ea. Suntem în democrație liberă. Ce mare independență! Cum am spus, nevasta depinde de soț, soțul și părinții, de o vreme că aproape că depinde de copii. Toți depindem de stat, acum mai depinde și de Uniunea Europeană. Ce independență avem? Vai și mar dea! Când crede omul că e liber, sună ceasul și ești la comanda autoră. Independență? Aproape nu ideea. Proprietate? S-a dus fratele Buia, tatăl fratelui Ionică Buia, în America, l-a luat nora lui de la aeroport și când a văzut o mașină frumoasă, un ven, asta e a voastră, cât ați cumpărat-o? nu nu că acum trebuie să o plătim numai cât am contractat-o. Și nu e a voastră. Nu, tată. A dus o casă frumoasă, băi, dar totuși, uite, ați făcut ceva frumos în România, n-ați avut așa. Cât ați dat pe ea? Păi n-am plătit decât câteva rate, că urmează de acum. Nici asta nu e a voastră. l a dus la biserică și când ne-a văzut și acolo cum stăteau, el tot n-a vrut să zică nimic, era amărât are bătrânuși. În momentul moment dat au zis, nu mai facem nimic, nu mai cântăm, nu vine fratele să ne spună ceva. S-a dus la un și a zis, voi. N-aveți aproape nimic. Și nu știu și din cele sfinte ce ați mai păstrat. Chiar așa tar suntem în dreptul de proprietate. Le avem, dar nu plătite. Și pe când ne plătim, cum este, de exemplu, în Austria, cumpără câte o casă de la gemaine, plătește-vă 25 de ani pe ea și n-au dreptul să, să o folosească ei și copiilor și nepoții iar trebuie să o plătească. Și drept de proprietate. În Franța, în Suedia, în alte țări, plătesc copiii ca să preia case la părinți impozit 40 până la 60% din valoarea ei. Dreptul la viață? Și ținem de viață. Dar câți din bunicii dumneavoastră mai au dreptul la viață? Păi s-a cam dus, nu? Că murim. Dreptul la viață e așa de redus. Și ce folos? Zice o vorbă, tare înțelepte cine dă ce nu poate păstra ca să câștige ce nu se poate pierde. Domnul Hristos n-a făcut o afacere slabă, dragii mei, și nici noi nu vom face una slabă dacă îl urmăm. Așa scria mai departe în Filipen 2, s-a smerit, de aceea Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult. Lumea asta nu ne înțelege, dar e fericit de noi dacă vom pricepe. S-a rugat Domnul Iisus și a spus, Tată, eu te laud că ai ascuns aceste secrete de înțelepții veacului acestuia, dar l-ai descoperit pruncilor. Doamne, descoperi-ne și nouă. Pentru că scria acolo când Domnul le-a vorbit că nu numai atât e Hristosul. Scria aici, în Luca capitolul 9, ce urma să se întâmple, versetul 22, apoi a adăugat că fiul omului trebuie să pătimească, să fie tăgăduit, să fie omorât, dar a treia zi să învieze. Am pierdut independența sau trebuie să o pierdem. Faceți procesul verbal cât de repede și semnați-l. Dar într-o zi vom primi o adevărată independență și vom intra să stăpânim cu Dumnezeu în vecii vecilor. Nu ne va mai controla nimeni că ne va lăsa liberi, drept de proprietate. Vom moșteni nu case, cetăți în cer la Dumnezeu. Nimeni nu va avea drept de proprietate ca noi. Drept la viață? Nu la 70 de ani, dragii mei, viață veșnică. Dacă i s-a meritat lui Hristos, Domnului Hristos, să știți că ni se merită și nouă. Dar nu se poate. Până mai întâi nu suferim, trecem pe la cruce, apoi urmează învierea și slava. Asta a înțeles Petru, dar nu de prima dată. Și asta mi se pare că înțelegem și noi nu de prima dată. Parcă înțelegem să fim ca Ioan Bătuzător, să ne botezăm, ca unul din proroci. Mă ușor le înțelegem asta. Dar e mai greu să înțelegem ce înseamnă a fi Hristos. Să treci prin toate aceste faze. Și Petru a zis apoi în epistola sa, 1 capitolul 5, Eu, martor al patimilor Hristos, părtaș la ele, dar și la slava ce va fi descoperită. Doamne, ațintește-ne ochii acolo spre slava aceea. Asta ne va da, dragii mei, puteri. Domnul Hristos a renunțat pentru că se uita în față la ceea ce l-așteaptă. Scrie cu 12,2, a suferit crucea și acum șade la dreapta lui Dumnezeu în ceruri. Doamne, ajută-ne și nouă! Vă rog, gândiți-vă profund la aceste adevăruri. Eu în dreptul meu și fiecare în dreptul lui și atunci nu ne va mai frământa, primul rând ce fac alții. Mi-a plăcut o idee, am găsit-o într-o carte. O femeie a avut harul, zicea ea să vorbească cu Domnul, să-i pună câteva întrebări. Și știți că Domnul și până a fost pe pământ și a făcut timp de oameni. Și l-a întrebat, Doamne, uite, am problema asta cu sănătate, uite, Doamne, am problema asta cu familie. Și cu atâta răbdare răspundea Domnul și la una și la alta și la un moment dat ispita. A zis, Doamne, dar sora aia, și Domnul i-a dat niciun răspuns. A zis, n-a mostrat-o, dar nu i-a răspuns. A zis, așa mi-a părut de rău, de ce l-am întrebat de sora aceea? Nu a vrut să-mi răspund. A vrut să mă facă să înțeleg, să mă interesez de, de mine și de sufletul meu. Fiecare să se gândească la sinele lui, dacă a renunțat la el. Dacă l-a lăsat pe Domnul să cărmuiască. Dacă Domnul stăpânește peste proprietățile lui și peste viața lui. Nu știm... Cât ni se va cere? Ce ne va pune Domnul să vindem și la ce să renunțăm? Dar una știm, ne va învia și vom fi cu El în slavă. Ce să facem? Exact ce a făcut Domnul. Nu ne-a strigat din ceruri, faceți așa și noi să ne uităm, Doamne, cum? Am așa și iar să ne uităm, cum să facem? Domnul a venit El pe pământ. Și ne-a exact așa să faceți. Cum am făcut eu? Doamne, ajută-ne! Și tare ne bucurăm și scrie Nevei 7 cu 26 că de una așa mare preot aveam noi, plin de milă și care să mijlocească pentru noi, să aibă milă de slăbiciunile noastre. Se uite la noi și n-ai făcut bine, mai dă și mai fă o odată. Și atâta răbdare și atâta iertare are pentru noi, până când va lua Hristos chip în noi. Ne tot dăltuiește, ne tot învață, până când, într-o zi, ne va prezenta în fața Tatălui. Și știți cum vom arăta? El va fi, nu știu, în capul coloanei sau la mijloc, dar va fi cel întâi născut între mai mulți frați. Unul ca altul, frați și surori potrivă, Doamne, dă-ne harul acesta. Să-l pricepem, să-l gustăm, că este bun și să-l atingem, slăvit să fie numele Domnului.